Volodymyr Zelensky a făcut o vizită astăzi, o vizită surpriză pe linia frontului în Bahmut din regiunea Donetsk, un oraș care de luni de zile este o țintă cheie a trupelor rusești. Liderul de la Kiev s-a întâlnit cu militarii ucraineni și i-a premiat. Iată momentul. Iar în cea de-a 300-a zi de război au continuat atacurile cu drone asupra orașelor ucrainene. Președintele rus Vladimir Putin nu l-a convins însă pe liderul Belarusului Alexander Lukashenko să intre război, iar Statele Unite au anunțat că monitorizează trupele ruse din Belarus. Mai multe detalii despre războiul de la granița noastră ți aduce Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Într-adevăr, la Bahmut se dau cele mai grele lupte, de altfel este și singura zonă unde Rusia mai are pretenții ofensive, vrea să cucerească acest oraș cu orice preț. Acolo pierderile ruse sunt la aproximativ 500 de militari pe zi, conform rapoartelor armatei ucrainene. În rest, situația este mai degrabă stabilă. Rusia a trecut la apărare, iar Ucraina își reface forțele pentru a lansa alte contraatacuri. Să nu uităm însă că situația de acum este mult schimbată față de cea din 24 februarie, în urmă cu 300 de zile, când Vladimir Putin a uimit o lume întreagă și a declanșat o ofensivă pe un front de 2500 de kilometri, reușind să se apropie să înconjoare capitala Kiev. De atunci, armata ucraineană a dus lupte incredibil de eroice, puțin se așteptau la momentul acela că se va ajunge aici, reușind să elibereze mai mult de jumătate din teritoriul ocupat. Cu toate acestea, urmează zile dificile, iar vestul trebuie să ajute în continuare Ucraina cu arme moderne, cu muniție pentru a continua acest război de eliberare.